Băi, acesta, băi, dar ești ud tot. Putem te-a bătut gheața? Frumoasă imagine, nu? Știu, mai mare dragul. Frumos, soare, culturi frumoase. Dar hai mai bine să vedeți ce s-a întâmplat cu 20 de minute înainte de a filma aceste cadre. Puțină ploaie nu strică. Doar că gheața care cade s-ar putea să strice. Mama mia! Sunt bucățele mici. Sperăm să nu vină mai mari. Groaznic, groaznic, groaznic. N-am văzut niciodată așa ceva. Să plouă atât de mult timp cu bucăți așa de gheață. Băi, ce... Mă ia și frigul. Avem 10 minute de când ploaia nu se mai oprește. Și continuă să cadă. Este îngrozitor tot ceea ce se întâmplă. Via este la pământ. Culturile toate sunt la pământ. A distrus tot. Uitați acolo, cartofii. Totul este la pământ. E groaznic. Groaznic ce se întâmplă. Deci, este... Doamne, ce afară! Deci, este incredibil ce se întâmplă! Nu pot să cred! Uitați un pic! Plouă necontenit de mai bine de 10 minute. Uitați cum stă gheața pe jos! Niciodată n-am văzut așa ceva. Mamă, și ce frig este! Deci, pielea mi s-a făcut de găină. Deci, nu mai pot de frig. Maică sfinte! Este pentru prima dată în viață când trăiesc așa ceva. Chiar nu am mai văzut să plouă cu gheață atât de mult timp. Gata, s-a oprit. 25 de minute, cam așa a durat. A venit prăpădul și a plecat. E groaznic. Uitați-vă un pic copacii. Deci totul este la pământ. Băi, nu pot să cred. Uitați copacul ăsta cum arată. Doamne, Doamne și via! Deci via toată este terminată. Uitați-o! Uitați cum arată! Uitați! Dezastru! Ia uitați câtă gheață s-a adunat aici! Nu pot să cred așa ceva! Nu pot să cred așa ceva! Deci peste tot numai bucăți de gheață! Mama, ce faci, mama? Cauți pisul ăla micu? Era acolo pe terasă! Nu e aici, era acolo pe terasă sub lemne. Uitați un pic, dragilor, uitați. Gheață, gheață. Niciodată n-am văzut așa ceva. Băi, pisule, de tine nu mai zic nimic, că tu chiar că n-ai văzut. Dezastru tu... Wow! Wow! Mama mia, ce e aici? Fatele meu! Ce e acolo? Da. Minunată vreme, ce să zic. Soare, căldură, mânică scurtă și foarte multă gheață. Da, încă este multă pentru vremea asta. A fost și mai multă, ați văzut doar. Dar vreau să vă arăt ceva acum, ca să ne mai treacă așa din supărare. Erica mea, știți că este un copil foarte minunat, din toate punctele de vedere. Mami a adus acasă un pui de pisică și... Este destul de micuț, nu știu dacă are 2 luni. Și ce a făcut? Ce a făcut Ericuța? Ce faci, fată? Ce a făcut Ericuța mea? A încercat toată ziua să pună puiuțul ăla de pisică să sugă la una din astea mari. Asta are 2 pui. Dar asta nu o primește deloc, că i-a dat așa cu lăbuța. Și mai avem pe cea cenușie, cea tinerică, care are pui de 2 săptămâni. Și uitați ce a făcut. Uitați. A adus-o aici și a pus-o, uitați, suge și ăla
alături de ceilalți patru. Practic, cenușăreasa a devenit a adoptat acel puiuș de pisică. Da. Deci nu pot să cred. Băi, băi, tu ești minune și tu, băi. Da. Ai insistat tu acolo să vadă pisica aia, să o primească. Da. Bravo, ia fată. Sunt foarte mândru de tine. Da. Deci, cum vă spuneam, e un copil minunat. Cam așa se ia în toiu verii gheața. Îți place, Odine, ce face bunicul aici? Hmm? Este foarte rece, tati. Rece. Așa că este zăpadă. Este zăpadă, tati. E gheață. E zăpadă. Hai, la treabă. Hai. Așa, tati. Bravo. Hai, hai. Și uite așa ne-a dat ploaia de treabă. Nouă prin curte să adunăm toate frunzele, toate bobițele de struguri care au căzut. Și pe aici sunt, deci a făcut vraiște. Iar fetelor, adică mama ies, uite ce a dat de treabă. Ce faci, mami? Fac zarzavat în luna august. Faci zarzavat, nu? Super tare. Da. Da, ia uitați. Din ardei ăștia care... Ardei? Da, ardeiul întreg, dar asta e o zonă pe care... Viața a distrus. Ia uitați că a găsit bunicul un pui de porumbel. Ia uitați, până și pe ăsta l-a dat jos. Dar ăsta e porumbel sau e, uite, e ud tot? Nu știu. Guguștiuc e ăsta. Și pe ăsta l-a dat ploaia jos. Vrea să învețe să... Băi, acesta, băi, dar ești ud tot. Putem te-a bătut gheața? Hai să-l păstrem. Vrei să-l păstrezi? Vrei să-l creștem într-o cușcă? Da. Odine! Ia uite, tati, ce am aici. Era jos, prăbușit. Ia uite-l, cum stă săracul. Uite, tati. Uite, vezi? Da. Ce e ăsta? Porumbel? Da. A? Da, un porumbel. Uite ce pește, ține-l. Ține-l, fată, nu ți-e frică. Dar ține-l. Uite, el dă din aripi. Ține-l tu, mamă. Stai, ce să fac? Așa, să-l ții. A, așa. Da. Guguștiuc. Inima. Da. Și uite așa am devenit salvator de animale. Ieri am salvat o pisică, astăzi salvăm un guguștiuc. Trebuie sau să ce mai fi tu? Da, guguștiuc, porumbel. Trebuie să vedem ce facem cu el. Ele sunt puiuți care învață să zboare. Și acum, deci bate inima. Îți imaginezi? Să vedem unde îl putem pune. Trebuie undeva sus pe un copac ca să-și ia zborul cumva. Sau pe... Îl punem acolo sus pe căsuță. Să fie la înălțime, ca să nu atenteze domnișoara de acolo. Ia uite cum așteaptă. Așteaptă cu siguranță. Ajunge, dacă o punem sus pe casă, nu cred că ajunge. Să-și ia zborul, sau să-l arunc așa în aer, să-i fac așa și să-și ia zborul. Dar crezi că-și ia zborul așa? Păi îl dă din aripi, am văzut. Încercăm? Faci tu așa? Aruncă-l în aer și vezi dacă zboară. Dar lasă că psica avem grijă ca să nu... Uite, o ține Erica. Așa, Erica, ține-o. Nu, mi-e frică să fac așa. Dar de ce să ție frică? Nu-i milă de el, uite săracul. Hai, unu. Nu pot să-i fac așa. Doi. Mi-e frică. Trei. Haideți că până la urmă nu-l mai aruncăm în sus, pentru că am văzut acolo, cred că-s părinții lui, acolo sus, pe cablu, uitați. Sus pe cablu, așteaptă doi guguștiuci. Uite, 1, 2. Uite pe amândoi acolo. Hai. Du-te acolo la ai tăi, băi, mititelule. Ia să vedem ce se întâmplă cu el. Mai pe aici, bine că albinele acum sunt băgate la locul lor și nu mă deranjează. Ia. Cum se fac? Cu. Hai, 1, 2, 3 și zboară puiule. Da, și cam atât am avut de spus pe astăzi. Dacă v-a plăcut, like și nu uitați să vă abonați. Noi continuăm să strângem daunele provocate de furtună. Și scrieți-ne în comentarii în țară cum a fost vremea. A plouat, a fost soare, a dat și la voi cu gheață. Sunt și eu curios. Hai, v-am pupat, pa!